Salutare, prieteni, și bine ați venit la un nou episod al segmentului nostru săptămânal de știri. Astăzi vorbim despre prețul carburanților, ce a ajuns ieri la un nivel record. Aflăm mai multe despre înmatriculările de mașini noi din țara noastră și vedem cum arată noul Lexus RX. Toate acestea, precum și multe altele, în cele ce urmează, dar până atunci să ne bucurăm de faptul că, în sfârșit, Matei are microfon. Zice-o. MT-07. Mamă, acum se înțelege exact. Aceasta este motocicleta pe care el o are, în caz că n-ați înțeles. Dar nu cred că cineva care n-a înțeles îți face griji. Carburanții au ajuns acum la prețuri record. Pe 2 iunie, adică ieri, prețurile au ajuns la cel mai ridicat nivel de la începutul anului. Ceea ce înseamnă că în unele orașe, benzina a ajuns să coste 8,38 lei și motorina 8,97 lei. Dar nu știi că a fost într-o comună și 11 lei? Deci aproape 9 lei cât am zis eu, motorina pălește în fața celor 11 de la... Da. Mai ții minte când era benzina 5 lei? Da. Păi practic acum cu MT-07-le, care consumă 5, ca și cum mergi consum 10. Practic. Exact. Exact așa este, da. E, de la începutul anului până acum în mai, benzina a crescut în preț cu 7,2% și motorina cu 2,8%. Vorbim de prețul mediu, da? Cel mai ieftin preț la benzină ieri a fost în Timișoara la 8,24 lei. Pomană, aș putea pomană, spune. Da. Faci un drum la Timișoara și pui benzină cum trebuie. Ei, după ce în pandemie prețurile au scăzut drastic, tensiunile din ultima vreme aproape că au dublat prețurile și acum toată lumea caută mașini cu consum mai bun. Dacă înainte era cumva digerabil un consum de 10, exact cum zici tu acum, lumea acum se orientează la consum de 5, 6... O să vinde numai Toyota Corolla 1.8 hibrid. Și mai e o chestie, foarte mulți acum își cumpără din nou diesel. Pentru că nu mai e așa o mare diferență de preț între diesel și benzină, cum era înainte, și acum cumva lumea se reorientează către dieselul care consumă în oraș 7 maxim. Prețul benzinei da, sau consumul? Da, de prețul benzinei și prețul motorinei s-au mai apropiat un pic acum. Da, era aproape un leu diferență. Exact. Acum s-au mai apropiat și lumea se reorientează către diesel. Deci mi se pare că tot ce am construit noi încercând să vindem mașini electrice, hibrid, nu știu ce, se duce pe apa sâmbetei, pentru că s-au scumpit carburanții. Pe moment, da. Dar cea mai bună variantă pentru a rezolva asta cu consumul este... O hibridă sau poate o electrică. Sau un MT-07. Sau, da. Am zis să nu devine enervant, că știam că asta e soluția bună. Avansează aprobările pentru autostrada 7. CNAIRE a făcut un nou pas pentru pregătirea tronsonului Focșani-Bacău, tronson estimat la 8 miliarde de lei, proiect finanțat prin PNRR. Acest tronson va avea 3 subdiviziuni. Focșani-Domnești-Târg, 35 de kilometri. Domnești-Târg-Răcăciuni, 38 de kilometri. Și Răcăciuni-Bacău, 24 de kilometri. După acești pași pregătitori, va urma partea cu licitațiile. Ar trebui să nu mai dureze mult până ajungem și la partea asta. Autostrada va avea două benzi pe sens, plus o bandă de urgență și va avea o lățime totală de 26 de metri. E, pentru tronsonul Buzău-Focșani, adică tronsonul dinainte de Focșani-Bacău, ce va avea 82 de kilometri, deja s-au depus ofertele pentru toate cele 4 loturile. Se pare că majoritatea ofertelor ar fi de la firme turcești. Care sigur o să pună toate straturile necesare ca să reziste asfaltul în timp. Măi, măcar să le pună, pentru că UE a spus că ne dă banii ăștia cu condiția ca autostrada să fie gata toată în 2026. Și să nu-i furăm. Dar măcar să fie autostrada gata în 2026. Ideea e că e nevoie de această autostradă de A7, această coloană vertebrală a Moldovei, pentru ca șoferii să scape de E85-ul, care este atât de periculos. Având în vedere că sunt din Focșani, știu prea bine ce înseamnă E85-ul, de multe ori am mers pe el și, culmea, de fiecare dată când sunt pe E85, se întâmplă ceva. Ori văd un accident, ori îl văd pe un șofer care merge haotic, ori se bagă cineva în fața mea, ori, culmea, cineva merge cu 50 la oră în afara localității și încurcă pe toată lumea. Tot timpul se întâmplă ceva. Bine, și unde mai mergi tu la așa distanță fără să nu se întâmple ceva? Și asta e adevărat. Dar mi se pare cu atât mai mult pe 85. Jur, mi se pare, este incredibil. Abia aștept acea autostradă care nu va fi gata în 2026, să nu-și facă nimeni speranțe. În 4 ani? N-are cum. Asta zic și eu. Mamă, dacă peste 4 ani avem autostradă, ce facem? Liniuțe.
În mai 2022 s-au înmatriculat cu 24% mai multe autoturisme noi decât în aceeași lună a anului 2021. Cumulat, în primele 5 luni ale acestui an, au intrat în circulație 47.645 de autoturisme noi, ceea ce înseamnă o creștere de 32,92% față de aceeași perioadă în 2021. Pentru că nu mai ai voie să înmatriculezi mașini cu volan pe dreapta. Probabil. Liderul pieței a fost Dacia, după care Hyundai, după care Ford pe locul 3. Nu știam că românii sunt așa mari fani Ford, dar probabil că vânzările sunt generate în mare parte de Puma. Fiesta? Da, da. Sau nu știu ce zis asta. Cine mai cumpără Fiesta când e Puma acolo? După Ford urmează Skoda, după care Volkswagen, după care Renault, după care Peugeot, după care Mercedes-Benz. Cu S-clasul nou. Da, cu 1590 de unități. După care Kia cu 1090 de unități. Ce caută Kia pe ultimul loc în top 10 vânzări auto în România? Nu pot să înțeleg. Când Hyundai e pe primul loc la mărci de import. Fii cerți acum românii. Da, de ce nu cumpărați Kia? Adică mi se pare că fac niște mașini foarte tari, fiabile, tot ce trebuie și arătoase în ultima vreme. Poate că prețul nu e prea corect și de asta. Și Kia EV6 e și mașina anului, nu? Exact, da, 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 în lume. O altă chestie interesantă este că înmatriculările SH au scăzut foarte mult. Pe perioada ianuarie-mai 2022 s-au înmatriculat cu 19,5% mai puține mașini SH decât în același interval în 2021. Adică s-au înmatriculat 135.275 de vehicule second hand. Evident, numărul este mult mai mare decât al celor noi, al mașinilor noi, dar se vede o tendință de scădere a pieței second hand. Bine, acum depinde și ce mașini second hand, că dacă sunt mașini de, nu știu, să zicem, 20.000 de euro second hand, să zicem nu e așa că o problemă. Că da. Da. Nu, eu vreau să zic că ar putea fi o problemă, pentru că poți fi multe mașini noi la 20.000 de euro. Și asta e adevărat. Dar dacă sunt sub 10.000, mi se pare justificat, adică. Adică tu ce zici tu este că înțeleg, bă, n-am bani, ai ție o mașină sub 10.000, că n-ai bani de o mașină nouă, dar dacă tot ai 20.000, mai degrabă ție o mașină nouă, gen un Duster mai înalt echipat decât un Q5 din 90. Nu există Q5 în 90 și... Un F10, dar ții la 20.000, cred că ții un F10 bun, 3.000 diesel. Aia mașină sănătoasă. Hai să facem cunoștință cu noul Lexus RX. SUV-ul a ajuns acum la a 5-a generație și are un design cel puțin la fel de controversat ca până acum. Dar înainte să discutăm despre mașină, hai să vorbim despre aspect. Zi-mi tu cum ți se pare. Păi, când au făcut grilele astea noi pe BMW mai mari, da, era o problemă. Da. Acum a făcut grila asta puțin mai mică și parcă nu mai arată așa bine. Mie îmi place. Adică nu arată rău, dar parcă e mai agresiv. Mie îmi cam place așa, deși pare că are o frunte mare așa, nu știu cum să zic, Lexusul ăsta, mie îmi cam place. Ca sistem de propulsie, modelul va veni pentru prima dată cu un sistem plug-in hybrid, platforma fiind nouă și oferind și un ampatament mai lung cu 60 de mm, în sfârșit. La interior, mașina oferă un touchscreen de 14 inci, ceea ce era de așteptat, având în vedere că, știi, touchpad-ul ăla pe care l-aveau ei înainte, da, și de la Lexus, da, e, nimeni nu i-a plăcut ăla. Mie mi se părea ok. Și mie mi se părea ok, problema era că parcă nu era adaptat sistemul la cum funcționa touchpad-ul, dar ideea era bună. Ca motorizări, 4 în Europa, RX 350 cu 2,4 benzină, 279 de cai și cutie în parte automat. RX 300H hibrid, 2.5 benzină, 245 de cai putere. Și RX 500H, sistem hibrid bazat pe un motor cu combustie internă, 2.4 benzină, cu un total de 371 cai putere. Noutatea reprezintă plug-in hybridul, după cum spuneam, RX 450H Plus, 2.5 benzină, baterie de 18 kWh, ce asigură aproximativ 65 km de autonomie electrică. Deci nu o să mai fie niciun 3.5? Nu. Nu mai... îmi iau Lexus. Bun, cam asta a fost cu noutățile pe săptămâna aceasta. Nu uitați să ne urmăriți în continuare, să vă abonați, pentru că săptămâna viitoare venim cu alte noutăți din lumea auto. Urmăriți-ne și pe TikTok, pentru că acolo punem bucățele din acest episod mai lung de știri. Dacă vreți să aflați doar câteva informații, le puteți găsi acolo pe TikTok. Sunt clipuri de 30 de secunde, un minut, cam așa, unde aflați ceva super rapid dacă vă interesează.
Și Matei m-a anunțat la începutul acestei filmări că are o întrebare pentru voi, Matei. Da, deci, cine știe un băiat care pune aer condiționat pe Solența? De fapt, nu întrebarea cine știe, că dacă îmi zice eu, nu mă ajută. Am nevoie să mă caute. Lăsați-ne, vă rugăm, un contact pentru cineva care știe să pună acer pe Solența. Pentru că a existat de fabrică, adică este doar un fit, nici măcar retrofit. Pe, îți zic și pe ce nivel de echipare, de la Scala. Scala, exact. Da. Bun, acestea fiind zise, vă rugăm, scrieți-ne în comentarii dacă știți pe cineva, lăsați-ne contact, orice aveți acolo, număr de telefon, mail, ID de Messenger, Yahoo Messenger sau păi orice. Îți dai seama că dacă pune pe Solența, probabil să aibă Messenger. Da, exact. Bun, cam asta a fost pentru săptămâna asta. Ne vedem săptămâna viitoare. La revedere!